făcut curățenie, de băgat aspiratorul, de pus rufele la mașina de spălat, de dus gunoiul. Sunt lucruri simple, dar o să o bucure pentru că ai scutit-o de aceste lucruri care probabil că se înghesuie prea mult în programul ei. Ai putea să duci copiii în parc, să te joci cu ei și ea să rămână acasă și să odihnească în timpul ăla, să facă ce vrea, pur și simplu să se relaxeze sau să doarmă puțin. Atunci când vezi că partenerul este tensionat, îi poți face un masaj și tu, draga mea, îi poți face un masaj senzual, lipește de pe el, fă un masaj pe spate și mai departe s-ar putea să se termine cu ceva frumos. După aceea ai putea să ții cont, deci amândoi, puteți să țineți cont de hobby-urile pe care le are și să cumpărați ceva dacă colecționează, nu știu, poate colecționează reviste de modă, ea, de exemplu, sau el, poate că îi plac niște bilete la un meci cu echipa favorită sau un concert. Merge în acel moment să uiți de ale tale, de plăcerile tale și pur și simplu să mergi cu partenerul, cu partenera, la acel moment care îi face plăcere. Apoi, nu uita, și asta e valabil pentru amândoi, fiți generoși în dormitor. Și atunci când buna dispoziție acolo înflorește, acea bună dispoziție se va transfera și în timpul zilei, în următoarele zile, și o să vă aduceți aminte cu plăcere și o să vreți să repetați momentul. Succes!